Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Cristian Foghel, încă o dată în platoul Roman24 online, roman24.ro, alături de mine invitat astăzi la discuții despre Roman, domnul senator Dan Manoliu. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Vorbim despre situația mai puțin obișnuită prin care trece politica romașcană în ultima perioadă, în mod special în ultima perioadă. Am văzut schimbări destul de serioase la... pe nivel politic, treceri de la un partid la altul, acum dumneavoastră sunteți în aceeași situație, practic ați trecut de la PSD spre Pro-România. Haideți să lămurim oamenii ce anume s-a întâmplat. Eu nu pot spune că am trecut de la PSD la Pro-România. Eu pot spune că am fost împins într-un fel în lateral și o să fie o mică povestioară, dacă o să mi-o permiteți. Vă rog. Din PSD și am îmbrăcat un proiect social-democrat la Pro-România pentru că era partidul de stânga cel mai apropiat. Povestea este destul de lungă. Eu am 20 ceva de ani în care PSD-ul a fost a doua casa mea. De multe ori am sacrificat familia în sensul timpului alocat, sâmbete, duminici, săptămâni, în campanie, de dimineață până seara, n-am fost alături de familie. Am avut sprijinul și l-am în continuare a familiei pentru că m-a înțeles și a înțeles că e o dorință a mea, e o plăcere, pot să spun, a mea de a dialoga cu oamenii, de a mă întâlni, de a vorbi cu foarte mulți oameni. De aceea, poziția de senator, după cum multă lume, cred că, din Roma știe, nu m-a făcut să mă închid între patru pereți sau în dosul unui paravan de sticlă. Eu sunt omul care sâmbătă, duminica, sunt în piață, îmi fac cumpărăturile singur, sunt pe stradă permanent. Am discutat cu oricine, oricând m-a solicitat. Din punctul ăsta de vedere pot să mulțumesc romașcanilor că întotdeauna m-au primit cu simpatie. Nu mi-au adresat jigniri, nu, deci au fost deschiși dialogului cu mine. Chiar dacă uneori n-au fost de acord cu punctele de vedere, punctele de vedere, nu numai neapărat cu punctele de vedere, cu oamenii care îi susțineam la momentul respectiv. Totuși au înțeles, au ascultat și pentru asta le mulțumesc romașcanilor. Vă pot spune că săptămâna trecută am avut, cred că, una din cele mai grele perioade din viața mea. Vă dați seama, nu e greu ca după aproape, nu e ușor, pardon, ca după aproape 25 de ani de activare și de pus suflet într-un partid, primul în care și singurul în care am fost în acest 25 de ani, să te vezi deodată fără niciun fel de explicație, fără niciun fel de motiv, în condițiile în care ai spus președintelui partidului de la județ că ești dispus să te dai deoparte, ești dispus să renunți la președinția unei organizații pentru binele organizației. Domnule, nu mai ești compatibil, să zic, cu un om. Bă, dar stai ca să lămurim o chestiuță, că mie nu mi-e foarte clar. Președintele Arsene ar fi fost îndreptățit să ceară dizolvarea organizației municipale Roman PSD, pentru că, hai să fim serioși, s-au pierdut niște alegeri totuși. Haideți să luăm pe scurt filmul. Privitor la alegeri. Da. Eu am discutat încă din 2018 și chiar aici, dacă nu mă înșel, la dumneavoastră, Alina Antochi a spus și a recunoscut că eu am luat legătura cu el și am propus să candideze din partea PSD-ului pentru funcția de primar a Romanului. Da. De ce Alina Antochi, la vremea respectivă, îl consideram un om și îl consider un om cu experiență vertical, plecat și el la un moment dat din PSD, dat deoparte într-un fel, trebuie să ne aducem aminte că atunci i s-a cerut forțat demisia într-o conjunctură, venind după aceea Ionel Arsene, președinte de organizație județeană, el era președintele organizației PSD Județ,
Omul știu, cu experiență, europarlamentar, fost ministru secretar de stat, deci eu consideram că este cel mai potrivit și un câștig om tânăr. Da, multă lume s-a așteptat să fie... Discuția, în mod normal și corect, pentru că Alin este un, consider un om vertical și un om corect, mi-a spus, trebuie neapărat să vorbesc cu președintele Ionel Arsene, cu John, cum îi spunem noi în particular, pentru că e normal să am o discuție și cu el. Și am zis, ok. L-am întrebat președinte, mi-a zis, ok, s-au întâlnit, au avut un rând de întâlniri, au discutat, am înțeles că președintele Ionel Arsene a fost foarte entuziasmat la început. Următoarele întâlniri. Următoarea întâlnire, la insistențele mele, a fost în 2019, undeva prin primăvară. Eu i-am spus, domn președinte, Ionel, hai că vreau să construiesc, vreau să câștig primăria Roman. Da, vedem, mai sunt și alte opțiuni, stai să vedem sondaje și nu știu ce. A trecut 2019, am mai avut o întâlnire. La în primăvara lui 2020, din nou am venit și am zis, haide să batem în cuie, nu mai vrem candidați pe ultima sută de metri. Într-adevăr și organizația toată îmi spunea, domne, nu mai aduci... Nu puteam spune, bă, stai puțin, i-am spus, stai domnule puțin, că încă nu s-a luat decizia la județ, trebuie să facă niște sondaje, dar nu puteam spune, domnule, președintele nu vrea, vine cu alte nume, cu alte opțiuni, știți că au fost... Ca să traducem, Ionel Arsene nu l-a dorit pe Alina Antochi sub nicio formă. Sub nicio formă. Bun, și atunci s-a mers pe o situație pierdantă? S-a mers până în ziua când s-a anunțat Alianța pentru Roman. Alina Antonie, eu l-am convins până la urmă în numărul discuțiilor, am fost la o discuție, bine, el așa, am fost o discuție, eu am știut până în ziua când s-a lansat Alianța la Roman, că Alin va fi candidatul nostru de primar. Târziu, într-adevăr, l-am lămurit destul de greu. E normal că te bagi la un proiect. E greu târziu când ai avut 2 ani la dispoziție să faci lucrul ăsta. M-am întâlnit cu 2 ore înainte de anunțarea alianței cu președintele Arsenie și mi-a spus candidatul nostru la Roman este Lucian Micuș. Și i-am zis, domn președinte, nu cred că e bine. Bă, nu l-a informat nimeni pe domnul Arsene că Lucian nu are voie. Ba, eu... Am că poate n-a știut. Nu, discuția, eu am întrebat și asta și au spus și alți colegi din conducerea organizației județene și așa, că nu are voie. Dânsul a mers pe o promisiune, certitudine la vremea aceea Lucian Micu, că oricum el va câștiga și are voie. Eu i-am spus, domn președinte, nu e bine, nu e normal, nu... Deci vă dați seama, mă puneți într-o situație în care noi am fost adversari direct, nu eu personal, și organizația. Corect. E greu să gestionez, nu? Trebuie să o gestionez, că trebuie să o gestionez, te rog eu să o gestionez. Domn președinte, greu, nu știu ce să spun. Și atunci mi-a venit cu o propunere, sunt om și eu, și a zis, uite care treabă, gestionează, știu că ai fost și ești alături de noi, între timp plecase Emilia Arcan, știu că ai avut și tu propuneri, dar nu ai fost de acord cu asta și ai rămas loial partidului, îți promit că vei avea un loc eligibil pe lista la parlamentare, nu știu, dacă la Senat sau la Cameră, nu știu, dar vei avea un loc eligibil. Asta a terminat destul de mult în decizia noastră. Exact. Sunt om. Sunt om. Și am zis, bine, domnul președinte, dar va fi foarte greu să gestionez. O gestionez. Bine. S-a lansat alianța. A doua zi am pus ședință de birou. La prânz a venit președintele. Am avut o discuție în birou, la birou senatorial care l-am la partid acolo. Cu Lucian, cu domnul președinte. Mă rog, mai erau... cred că din cei de la partid. Și la un moment dat i-am zis, fac ședință de birou ca să pot să-l introduc pe Lucian, să fac într-un fel o lipire sau acceptare a lui în organizație. Mi-a zis, da, ok, m-a chemat de o parte, era și Alex Rotaru, mi-aduc aminte, care era la vremea aia președintele executiv. Alex, care... fac o mică paranteză, vreau să-i mulțumesc, este omul care a fost lângă mine în ultimii ani. Deci,
a fost un sprijin real. O spun cu lacrimi în ochi, într-un fel, cu lacrimi în ochi, pentru că a fost un tânăr care, cu bunele și cu rările lui, pentru mine a fost singurul sprijin care l-am avut la nivel de parlamentar și la nivel de organizație județeană în ultimul timp și în rândurile de alegeri care au fost, și datorită lui am reușit să aducem această organizație pe locul 2 la ca și rezultat între organizațiile județene la prezidențiale și pe un loc 3 la europarlamentare în condiții destul de vitrige. Asta am făcut. Nu l-ați luat cu dumneavoastră? Nu, dar eu nu iau pe nimeni cu mine. Oamenii care vor vin din convingere sau, mă rog. Da. Ați făcut acea ședință de birou? Am făcut acea, nu. Înainte de ședința de birou m-a luat deoparte președintele Arsenie, acum pot să o spun, deși atunci eu am spus altceva în ședința de birou, dar era normal pentru că trebuie politic cumva să faci o, cum să zic, o liniște. Mi-a spus, știi, cred că trebuie să renunț la președinția, trebuie să renunț la președinția organizației municipale ca să-i dai forță lui Lucian Micu, și i-am zis, domnul președinte Ionel, nu-i bine. Și așa e greu să-l lipim pe Lucian și să-l accepte membrii. Nu pentru mine, eu renunț, pentru că i-am adus aminte, când am făcut conferința în primăvară de alegeri, m-am dus cu biroul și cu Alex Rotaru, președinte executiv, iar poziția de președinte am lăsat-o liberă. Și el m-a întrebat la consultare atunci, dar de ce nu te-ai trecut președinte? Am zis, domn președinte, am 5 ani de zile de când duc organizația. Poate am făcut bine, am făcut ce am putut pe forțele mele și fără să vă deranjez prea. Poate găsiți pe altcineva care are capacitatea să ducă organizația înainte, nu țin să fiu președinte. Și replica a fost, tu glumești cu mine? Și m-a trecut cu mâna, există foaia și o pot oricând trimite, trecut cu scrisul lui președinte. Bă, întrebare, dacă domnul președinte Arsenie v-a cerut să coborâți, să vă dați la o parte de pe funcția de președinte al PSD Roman, cine v-ar fi la locul? Lucian Micu. Păi abia a venit în partid, nu trebuie să aibă o vechime. Nu, dar poziția care a fost și ceea ce argumentul a adus a fost că trebuie să-i dau forță lui Lucian Micu ca să trag organizația pentru el. Bă, dacă mă scriu mâine în PSD, dau un exemplu, dar eu nu am voie că prin meseria pe care o am. Dacă mâine mă scriu în PSD și sunt o persoană de forță pentru Roman, pot ajunge președintele PSD Roman așa? Probabil că da. Pentru cei care doresc să facă carieră politică, nu? Adică e o pasă. Deci s-a considerat că Lucian Micu la vremea, deci sunt argumentele care s-au adus și numirea lui ca și candidat și propulsarea lui mai departe, care 2000 de voturi într-un sondaj peste PNL Roman și că va aduce aceste 2000 de voturi, sau dacă nu 100%, 80% la PSD. Eu i-am spus că nu cred, pentru că nu cred că Lucian Micu, care nu mai e primar la momentul actual, mai are același sprijin ca în momentul când era primar. Asta este discuția. Da, eu nu vreau să discut de Lucian Micu. Nu e problema mea. I-am spus atunci președintele Arsenie, care m-a luat în birou de alături și mi-a zis că trebuie, ok, o fac și asta, dar lăsați-mă, pentru că eu orice decizie am luat în organizația Roman și așa am lucrat în organizația PSD Roman și oamenii pot spune, am luat-o consultându-mă sau aducându-le la cunoștință, domnule, ni se cere asta. Trebuie să facem asta. Hai să vedem cum facem. Deci n-am luat unilateral decizii. Niciodată. Dacă cineva îmi poate reproșa asta, eu sunt convins că domnul Constantin Horban ar avea ceva de zis. Nu, eu n-am trebuit. Titi Horban e un om care mie, n-am nimic să-i reproșez. Are niște frustrări, au fost niște întâmplări apropo de Titi Horban. Am greșit și eu poate în 2016, că de acolo a pornit poate prima lui reacție. În 2016, la alegerile de viceprimar, un vot a PSD-ului a plecat în altă parte. Sub, nu vă spun, președintele Arsenie ce mi-a făcut mie atunci.
că aia nu e organizație. Atunci a fost prima atenționare că dacă se mai întâmplă odată, va dizolva organizația. El, conform statutului, organizația nu se dizolvă, se autodizolvă, dizolvă biroul. Dar el așa are... Da, e o exprimare. E exprimarea lui, dizolvă organizația. Și am încercat cu cei care erau alături de mine și care aveau o influență asupra lui și l-am convins să ne mai dea o șansă într-un fel. Normal, sub impulsul ăla, poate am făcut un gest sau, mă rog, am reacționat poate altfel. Am cerut scuze, am zis, bă, asta e. Au mai fost discuții după aia. Eu l-am pus pe Titi Holban lider de grup la un moment dat, când nu mergea grupul. Considerând că e un om activ, când... Au fost și aici niște, să zic, lipsă de comunicare, pentru că el nu vroia să activeze pe grupul consilierilor, era separat, trebuia să vorbesc cu consilierii separat, cu el separat. De multe ori, ceea ce hotăram se înțelegea greșit, ca să zic așa. Normal că am orice om la nervozitate, mai aruncă și vorbe, și dar... Eu n-am nimic cu Titi Holban. Îl consider un om care la un moment dat a fost apropiat și lângă mine și pentru asta îl apreciez. Pentru ceea ce spune, e opinia lui, până la urmă nu există nici o măsură decât cea de sus a lui Dumnezeu. Și ce legilor presupun că ne luăm și după astea. Da, bine. Eu atâta pot să spun. Eu n-am trădat și nu am dezertat din PSD. Eu am fost împins afară din PSD. Deci nu ați plecat, practic v-au... Nu am plecat, m-au forțat și am să ajung și la aspectul ăsta. I-am spus, apropo de chestia cu renunțarea la președinție, i-am spus președintele Ionel Arsenie de acord, dar pentru că eu așa am obișnuit organizația, la ședința de birou voi anunța-o, ca o opțiune a mea. Am anunțat-o efectiv ca opțiunea mea pentru a da forța alegerilor și candidatului, vreau să renunț. Reacția a fost năucitoare, deci toată lumea, unii au rămas, cum să zic, foarte surprinși, muți, ca să spun așa, da. Alții au reacționat și au zis, nu, domne, nu. Nu, ești omul cu care noi am construit și ai stat și am stat împreună 5 ani. După alegeri, dacă câștigă, da, dar acum nu, că altfel noi nu vom trage pentru aceste alegeri. Și am zis, lăsați-mă, e decizia mea, lăsați-mă la momentul ăla, am zis să mă consult cu președintele Arsenie. Am spus o minciună, dar pentru liniștea organizației, da. Eu o recunosc. M-am dus după ședință în biroul de președinte, a venit Lucian și a zis, hai să nu mai spunem asta până când nu sunt sigur că îmi acceptă candidatura, că există o problemă. Este prima dată când mi-a spus la momentul ăsta. A fost discuția care a fost, Lucian Micru a fost invalidat ca și candidatură, luni, marți erau de primă candidatură, l-am sunat pe președintele Arsenie și am zis, domnul președinte, m-am gândit să candidez eu. Zic, sunt președintele organizației, nu pot să lăs organizația de izbeliște pentru orice. Dar la momentul actual suntem într-un impas, vreau să candidez eu. Haideți să lămurim. Dumneavoastră, înțeleg de la bun început că n-ați apreciat sau nu ați fost de acord cu intrarea, noua venire a lui Lucian Micu. Nu. Nici în partid, nici pe funcția pe care o dețineați dumneavoastră, cea de președinte a partidului. Nu neapărat pe funcția mea, eu n-am fost de acord cu candidatura lui Lucian Micu. Așa, asta a produs o râcă, o prăpastie, o... Nu a produs nimic, pentru că eu am spus, am acceptat la momentul actual, am zis, bă, este proiectul președintelui Ionel Arsenie, este președintele organizației județene, forul tutelar a organizației Roman, accept și fac tot posibilul să maximizez. Poate e o logică, cum să spun... Niciodată să nu crezi că părerea ta este adevărul suprem. Am zis, bă, poate știe mai multe, are niște sondaje, are niște opinii, are, mă rog, a făcut o cercetare de piață. Poate, într-adevăr, ăsta e câștigul. Eu consider că nu. Da. Dar dacă zici, îl accept, asta e. Ok. Mi-a spus domnul președinte, bă, mă gândesc, vorbim marți. Era ultima zi. Eu, între timp, foarte rapid am chemat președinții de organizație, am pus să facă din nou semnături, de adeziune și toate astea. Marți, la mine în birou, a venit președintele Arsenie și i-am spus, domn președinte, candidez eu.
Mi-a zis, nu, candidează Viorel Stan. Domnul președinte, dar sunt sigur, Viorel, discutasem cu el, mi-a zis că nu vrea să candideze. Sunteți sigur că Viorel nu vrea? Nu, va vrea. Mă rog, a fost o discuție, după aia separată cu Viorel Stan. A candidat, pentru că na, era președintele organizației, nu știu ce discuție au avut. Am zis, ok, înainte de a depune candidat, de a merge să depunem listele de candidaturi, l-am întrebat președintele Arsenie. Domnul președinte, dar discuția noastră anterioară rămâne valabilă? Și mi-a spus, puțin deranjat, dar știi ceva? Eu sunt om de cuvânt, am mai spus odată, nu mă mai întreba, ce am vorbit rămâne vorbit. Eu nu sunt. Bine, domnul președinte, am înțeles. Următoarea lovitură a fost a doua zi, când îmi spune director de campanie Vavil Lucian Micu și i-am zis, domnul președinte, nu cred că e bine. Nu cred că e bine, îl putem folosi ca pe Lucian Micu sau putem folosi experiența lui Lucian Micu în administrație, proiectele care trebuie să le duc, dar nu cred că e bine poziția lui, că director de campanie, eu voi fi viitorul city manager, eu voi face în primărie, că la un moment dat în timpul campaniei, nu, asta faci, bine, pentru că la un moment dat în timpul campaniei mergând pe stradă îi spuneam și lui Viorel, Viorel nu e ok, deci Lucian, n-am nimic cu el, e ok, prezintă, dar întreabă la un moment dat oamenii, bă, care e candidatul vostru? Da, am auzit și eu povestea asta că a fost mai vizibil Lucian Micu decât... Era mult mai vizibil decât candidatul. Și, mă rog, am zis, bă, asta este... Bă, deci înțeleg că a fost un cumul de erori, de decizie, da, părerea mea este, Roman. Părerea mea este, în momentul actual, și o spun și mi-o asum, că, unul la mână, dacă eram și lăsat să construiesc cu Alina Antochi, măcar din 2019 sau măcar de la începutul 2020... Cred că aveam primar de Roman PSD în momentul actual. A doua părere a mea este că dacă lăsa să coordonăm, așa cum am făcut în alte alegeri, campania eu cu Alex Rotaru și cu Viorel Stan și Lucian Micu să vină în ajutor cu proiectele și cu, mă rog, cum să zic, nu putem să negăm să-l scoatem, deodată în față, da, da, deci are am spus de tot, eu așa am și spus, uneori unii m-a întrebat, domnule, Lucian Micu este un câștig pentru noi, pentru că are o experiență de viceprimar și primar, clar. Iar Viorel Stan va fi un câștig alături de Lucian Micu, avându-l alături pe Lucian Micu, pentru că are omul care știe joaca în primărie. Da. Dar în același timp, am și spus, Lucian trebuia nu să scoată el în evidență pe ceva. Domnul, voi face alături de Viorel Stan. Nu eu voi, dacă eu în primărie în continui proiectele, eu voi gestiona primăria, eu. Deci asta a fost campania. Deci v-a deranjat treaba asta. Nu, nu m-a deranjat. Aici nu e vorba de deranj, că aici nu poți să deranjezi pe tine ca om. Încerci să tragi pentru organizație, încerci să dai satisfacție oamenilor care muncesc de o organizație. Deci când încerci să câștigi și era una din puținele șanse de a câștiga primăria Roma. Există zvonuri, acum eu nu pot să vă zic de unde le știu, dar domnul Alina Antochi nu și-ar fi dorit să candideze. Nu e adevărat. Din potrivă, s-a mers pe ideea că după atâția ani plecat din Roman, s-a întors și a găsit aceeași organizație exact cum a lăsat-o. Deci, Alina, atenție, Alina Antochi n-a plecat din Roman. Alina a Antochi... pierdut legătura cu Romanul. De ce? Alina Antochi este în Roman, a stat în Roman, poate a pierdut legătura, nu. Deci, haideți să stabilim adevărul și despre Alina Antochi. Alina Antochi, la un moment dat, a fost și el împins afară. Era președintele organizației județene. Da. Pe un context, într-un conflict la nivelul organizației județene, pe un context a pierderii alegerilor parțiale de pe Colegiul 6 de la vremea aceea, știți foarte bine că eu, împreună cu Victor Surdu, am reușit... Da. Să îl aducem pe Victor Sturdu, deputat pe Colegiul 6, Dumnezeu să-l ierte, a decedat, au fost parțialele cu Liviu Harbuz, pe motivul ăla și pe motivul unor nemulțumirea unor factori de decizie, din, nu vreau să dau nume, nu vreau nimic, din la momentul ăla, Alina
Tochi a fost împins, înlăturat de la conducerea organizației județene ca președinte a organizației județene. Înțeleg că se practică genul ăsta de activitate în interiorul partidului. Domnule, genul ăsta de activitate trebuie să fim serios, se practică în toate partidele. A, deci se face, nu? Da, domnule, la un moment dat, când nu mai reușești, sau mă rog, când sunt niște oameni care nu te mai plac, dar sunt factori de influență puternici în organizație, atunci... Aha. Sau, mă rog, ceva de genul, nu vreau să comentez asta, asta e cu Alin. Alin în momentul respectiv s-a văzut la fel ca și mine, pe margine, fără nicio. A stat o perioadă mare inactiv, a fost după aia secretar de stat, numit cu sprijinul la vremea UNEPR-ului, care la vremea era în alianță. Da. PSD-ul era pe vremea guvernului Ponta. S-a reîntors, a acceptat o perioadă foarte scurtă să meargă la PNL, nu știu așa, dar după, în perioada în 2018, când eu am vorbit în septembrie cu Alina Antuci, era omul care stătea, se ocupa de business. Da, e adevărat că domnul Antochi a avut o discuție cu dumneavoastră și v-a spus că și-ar dori o reformare a organizației atât locale cât și județene? Nu, nu. Niciodată Alin Antochi nu mi-a spus de organizația județeană. Dimpotrivă, v-am spus, în urma discuției cu el, Alin mi-a spus foarte clar, vreau totuși și e normal să port o discuție, pentru că eu am fost și sunt om politic și am experiență cu președintele organizației județene, Ionel Arsenie. Uh-huh. Dacă acceptă, vreau o discuție cu el. Asta a fost și așa a fost permanent. Alina întotdeauna a venit și mi-a zis, nu că vrea o întărire a organizației prin aducere de oameni. Niciodată n-a spus Alina întotdeauna că vrea reîntinerirea sau eu știu, nu știu ce, deci el a spus foarte clar, e o familie care tu ai construit-o acolo, vreau să o întărim. Dar care sunt factorii care au dus până la urmă la ieșirea dumneavoastră dintr-un partid căruia i-ați dedicat un sfert? Haideți să ajungem și acolo. Deci după locale, după ce am pierdut localele, președintele Ionel Arsenie, i-am dat telefon în noaptea respectivă, zic că am pierdut, așa. Da, dar a scos un rezultat foarte bun. Un rezultat neașteptat de bun. Zic, domn președinte, v-am putut ajuta pe dumneavoastră că ați câștigat cu 100 de voturi la Roman la președinția Consiliului Județean. Ok. Am lăsat o perioadă, cum e normal, și m-am dus după vreo săptămână sau două la el și am cerut o discuție și i-am zis, domn președinte, acum haideți să discutăm că trebuie să vină parlamentarele. Care e discuția cu mine sau care e perspectiva mea la momentul ăsta, ținând cont că am avut o discuție și o înțelegere, ca să spun așa. Vom vedea. Încă nu m-am hotărât, stai că văd. Deci acea certitudine a devenit un nu știm încă. Nu, nu, nu. Păi exact așa. Nu, încă n-am stabilit nimic, vom purta discuția pe asta, să vedem ce zice și conducerea centrală și... Bine, eu conducerea centrală am avut discuții. Recunosc. Adică am avut discuții. Am discutat, la un moment dat președintele Arsenie ieșise cont actualei conduceri și noi parlamentari am fost fiind la București chemați și întrebați de Marcel Ciolacu și de Paul Stănescu la momentul respectiv ce părere avem și dacă suntem de acord și am zis, domnule, e opinia președintele Ionel Arsenie, nu știu opinia organizației județene, dar e un război care nu e a nostru. Okay. Ia dumneavoastră, în CEX, toți președinții cu actuala conducere, bun, dar voi, eu personal n-am nimic cu Ionel Arsenie. Ionel Arsenie nu-i pot reproșa decât lipsa de dialog. Faptul că suntem parlamentari și niciodată nu ne-a chemat alături de el în nicio situație. Și vă dau trei exemple. Vine la Roman Sorina Pintea, ministra sănătății la momentul respectiv, la spital, colegă de-a mea, cunoscută, Dă mesaj. Dan, dar tu de ce nu ești la spital? I-am spus o minciună, zic că am o problemă într-o comună, deși eu eram în birou la partid. N-a știut că vine? Ba nu, am știut. Președintele Arsenie le-a zis, n-aveți voi nicio treabă. Vine Mihai Fifor, la vremea respectivă, ministrul apărării.
colegul meu și omul care l-a găsit lider de grup când m-am dus în Senat. Și apropiat, noi avem o relație apropiată. Adică o relație mai deosebită. La fel îmi trimite mesaj, Dan, sunt la Piatra Neamț, nu vii și tu la masă? I-am zis, Mihai, îmi pare rău, domnul președinte a zis că noi nu avem ce căuta acolo. Bun, da, ar fi înțeles situația, dacă nu a venit pe linie de partid decizia asta, probabil că ar fi înțeles domnul Fifor. Dar nu, el s-a mirat că nu m-a chemat la oficial, măcar să ne întâlnim. Uh-huh. N-aveam cum. A venit Viorica Dăncilă, președintele partidului și prim-ministru la momentul respectiv în Neamț. Toți parlamentarii și aștepti au spus, domn președinte, haideți să vedem, să venim, poate o întâlnire. Suntem parlamentari. Nu aveți nicio treabă, băi. Stați liniștea. Domn președinte, vă duceți cu dânsa, nu știu. Aveți voi vă treabă? E venit la CJ-ul. Și v-au dat deoparte. Ne-a sugerat că stăm acasă. Adică v-au dat deoparte. Da. Asta apropo de... Da, ca să zicem pe nume lucrurilor, da, care fost să înțeleagă oamenii greșit. După... Deci, probabil că domnul... Mă rog, discuțiile avute de noi la București la vremea respectivă, când eu i-am spus și lui Paul și Marcel, domnule, eu n-am cu omul Ionel Arsenie. Eu am cu lipsa de dialog. Faptul că ne ține deoparte. Un coleg al meu a avut o expresie, nu știu dacă e bine să o spun, dar o spun, că nu-i spun numele. El le-a spus la conducerea partidului că noi, parlamentarii de Neamț, suntem pe cum sclavii pe plantații. Folosiți numai când e nevoie. Luni, înainte de depunerea candidaturilor, am primit un mesaj de la domnul președinte, vină la CJ-ul să purtăm o discuție. M-am dus, când am intrat, bună ziua, ce faci? Bine, aștept. Știi că n-ai loc pe listă. Și reacția astfel. Bine, domn președinte, dar dați-mi totuși o explicație. Sunt președintele organizației municipale Roma. Sunt parlamentarul, cred eu că dacă însumați, în momentul actual, cu cea mai bună activitate în Parlament, aproape 100 de inițiative, 40 de legi din aceste inițiative, 85 de luări de cuvânt, fac o sfântă cruce în fața oamenilor. Am spus și am repetat, nu am ținut de funcția de președinte. Nu credeți că președintea unei organizații municipale ca PSD-ul la Roman e atât de simplu? Ca să stai, să încheci, să rezolvi, adică să-i mulțumești, sunt animozități, sunt dorințe, sunt tot ce vreți. Deci nu e simplu. Nu e simplu. Înțeleg, toate astea au dus în final la plecarea noastră spre Pro-România. Stați să vedeți cum a fost plecarea spre Pro-România. Dacă putem să o... O scurtez foarte mult, pentru că, da, știu, lungi, dar am vrut să fie cât mai netat. Ca să înțeleagă toată lumea, să fie, da, clar. Eram încă sub lovitura primită. V-am zis, nu m-a deranjat, sau m-a deranjat și faptul cum am fost înlăturat eu. Dar n-aveau chiar nicio vină oamenii din organizații care au muncit, efectiv. Deci au muncit și au acceptat orice. Și la rugămințile mele, și pentru că sunt PSD și asta, au acceptat orice variantă. Am primit marți seara un telefon de la București cu propunere și mi s-a propus dacă vreau să merg la Pro-România, locul 1 la Senat. I-am și răspuns la, i-am spus la telefon, lăsați-mă, vă rog, încă sub ceea ce s-a întâmplat, lăsați-mă un timp de gândire. Ok, cât? Mai vorbim mâine, lăsați-mă un timp de gândire. Păi, dar nu, că trebuie să te hotărăști, că nu ești convins. Stați, domnule, zic, nu vă supărați, domnul președinte. Am 20 ceva de ani în partidul ăsta. E greu să iau o hotărâre pe moment. În primul rând trebuie să consult familia, pentru că familia este cea care a acceptat, da, toată activitatea asta a mea și care a fost în detrimentul familiei. Lăsați-mă. Bine. Miercuri am primit din nou un telefon de la președintele organizației județene, la Liviu Harbuz. Te-ai hotărât? Zic, băi, Liviu, încă nu știu ce. Băi, nu poți. Băi, Liviu, te rog din tot sufletul, vreau să mă mai consult cu niște persoane, te rog din tot sufletul, dacă poți, mâine dimineață sau în seara asta sau mâine dimineață, îți dau rezultatul.
Bine, dar repede, că dacă nu... Lasă-mă. Am început să sun, recunosc. Apropiați din organizația de la... Apropiați din organizațiile ce? Primari, da. Mă rog, oameni care de la PSD. Ce-i face în locul meu? De la București. Colegi, pentru că trebuie să știți. Am o relație. Ce ați face în locul meu? 90% mi-a zice încearcă că e păcat să te stingi. Pentru că la PSD următorul lucru, deci ești complet, dar deoparte următorul lucru este să fii de tot tras pe linie moartă. Deci nu mai contez. Bă, da, oamenii, dar știi, dar e problema ta. Uh-huh. Zice, încearcă, fă o încercare, n-ai ce pierde. E tot un partid de stânga, nu ești trădător, n-ai plecat, știe toată lumea că ai pus trup și suflet pentru PSD, n-are cu ce să îngrimească, ai fost împins efectiv. Și atunci, joi dimineață, când l-a sunat pe Liviu Șanu, nu și-a zis că hai că accept. Și locul asta, 1 la Senat. Locul 1 la Senat. Din câți mai sunt pe listă, de curiozitate? Păi sunt 3, 5 sunt. Bun, nu, de ce vă întreb? Că văzusem, și ne apropiem de final, știu că tot îmi face colegul semne. Văzusem în presa județeană că n-a anunțat pro-România decât primele poziții. Da, nu știu. Și mă întrebam dacă îi cunoaște. Adică, nu vreau să fiu rotăcios, eu mai sunt mai ironic de felul meu. Vă cunoașteți colegii? Da, da. Deci am fost, joi, am fost împreună cu dânsii la depunerea listelor. Eu sunt locul 1 la Senat, după mine sunt oameni reprezentativi din județ. La Camera Deputaților este un domn de la București, într-adevăr, Bogdan Tohăneanu, care este vicepreședinte la nivel național, deci un om cu putere de decizie și un apropiat al lui Victor Ponta, pentru că Liviu Harbuză a spus foarte clar, vreau să am și alături, nu numai eu, să am lângă mine un om cu un cuvânt greu de spus la București. Da. Eu fiind, vă dați seama că eu am câteva zile de când sunt acolo, am cunoscut oameni, sunt mulți foști PSD, sunt mulți oameni tineri. Deocamdată am vrut să clarific problema asta. De asta e și, există emisiunea asta. Da. Nu e o emisiune electorală, n-ar nici cum să fie, pentru că n-a început campanie. E o prezentare a situației pe care ați trăit-o și care a dus la final la trecerea dumneavoastră de la PSD, un partid căruia i-ați dedicat... Nu la trecere, atenție, nu-mi place să spun trecerea. Nu știu, cum să-i spun altfel? La acceptarea propunerii pro-Românie. Da, hai să o îmbrăcăm așa, da. Nu, dar nu îmbrăcăm, domnule, eu am fost împins afară din PSD. Este a treia oară când se încearcă împingerea mea din PSD. Bun, ok. Ați acceptat propunerea celor de la Pro-România, da? Da? După ce ați zis chiar de asta, ați locuit practic în PSD timp de 25 de ani. Da, și vă spun că și astăzi de câte ori trec pe lângă sediul PSD-ului îmi dau lacrimi. Ultima întrebare și o să punem punct acestui scurt interviu. Din punctul nostru de vedere, în momentul acesta, din afara situației, se duce PSD-ul în cap? Nu. Nu vreau să comentez lucrul ăsta. Deci nu poți niciodată, atât vă pot spune, în momentul actual, alegătorii la alegerile parlamentare vor da verdictul. Pentru fiecare partid. Vor da verdictul pentru fiecare proiect și pentru oamenii. Dar vă abțineți de o părere personală? Nu dau păreri personale, nu este normal și corect să dau păreri personale, nici nu știu strategia PSD-ului la momentul actual, deși am avut câteva discuții cu Paul Stănescu și cu Marcel Ciolacu și vă spun că aveam sprijinul lor, pentru că am fost un parlamentar care am ajutat și am fost alături și am fost un cum să spun, un om care a închegat, unul din oamenii care au închegat echipa de la Senat și au ținut-o strânsă și fără dezertări, dimpotrivă mai mare, ei au apreciat lucrul ăsta, au apreciat și faptul, chiar dacă n-au fost mulțumiți, că n-am vrut să mă bag într-un conflict personal cu Ionel Arsenie, un fel de chestii de asta, bă, hai să vedem ce facem în județ, să nu locuim Ionel Arsenie, a spus, nu vreau președinte a organizației județene, eu am Roma, nu știu ce e greu, cu atâta știu cât e de greu,
Iar Ionel Arsenie, eu n-am nimic cu omul Ionel Arsenie, am ceva cu modul lui de a nu lucra cu parlamentari. Nu este războiul meu, este războiul dumneavoastră la nivel înalt. Deci de aia nu emit nicio părere. Votul va arăta. Ceea ce pot să spun este că îmi place sloganul electoral al lui Pro-România. Încercăm să scoatem România din criză. O să puneți suflet și în partidul ăsta. O să pun suflet și în partidul ăsta, dar vreau până la urmă să-mi permite să transmit un ultim mesaj apropiaților mei, că nu pot să le spun foști colegi, ei sunt încă lângă sumea. Dragii mei, n-am trădat, nici n-am, și sunteți conștienți, nici n-am trădat, nici n-am avut negocieri, nici n-am avut nimic, așa cum spun unii cărcotași. Am spus la un moment dat că voi pleca din partid numai cu cea înainte. Am fost împins afară și voi știți din partid. Poate, credeți, nu credeți la tunea noastră, dacă n-ar fi dizolvat organizația, biroul organizației, și mi-ar fi cerut numai mie demisia, poate eram în momentul actual încă alături de dumneavoastră. Dar n-am putut trece peste acest lucru. Dacă veți înțelege, e problema dumneavoastră, eu vă mulțumesc pentru absolut tot ce ați făcut pentru mine. Îmi pare rău că au fost discuții cu listele. Să știți că pe liste 3 oameni au fost într-adevăr aduși de Lucian Micu. Câștigul de acolo singur este George Bălan, care s-a implicat, restul sunt oameni care nu s-au implicat. Îmi pare rău de Eugen Pătrașcu, îmi pare rău de Ilie Boloca, îmi pare rău de Daniel Vasiliu, îmi pare rău de Iuliana Năstase, care meritau de Elena Tăbăcaru și alții care au fost priți și care într-adevăr meritau să fie acolo. Poate nu mă judecați numai pe mine, pentru că lista a fost făcută într-un grup la care a participat inclusiv președintele Arsenie și s-a spus la momentul respectiv că trebuie să ținem cont de opțiunile candidatului Lucian Micu. Și cu asta sunteți același și veți rămâne permanent la sufletul meu. Domnule senator Dan Manoliu, vă mulțumim foarte mult și pentru toate lămuririle. Sper că romașcanii și cei direct implicați au înțeles situația și vă vor trata așa cum a înțeles fiecare. Eu asta mi-aș dori. Vă mulțumesc foarte mult și pentru prezență. Rămâne să ne vedem data viitoare la altă ediție a emisiunii Discuții despre Român. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!